sfârșit. Și după ce mi-a culcat cu cruzul și ai auzit că nu l-am semănat. Că nu pot sta pe față. Vite-l să evalueze pagul. Așa. Da, de vreo 2-3 zile. Cam ploaie cam destul de bine. Și din moment ce tot ploaie, apa se adună. Pentru că ai ieșit deja aici pe fânețe, pe terenuri agricole. Păstă tot este apa, nu poți opri. Face lucrarea ei, nu se duce, se duce. Autoritățile au intervenit? În mare parte da, au făcut ceva în zonă, dar na, până nu se retrage, nu se face nimic. Când plouă așa? Cam de vreo 2-3 zile. Și plouă destul de tare. Acum văd că trece, iară vine. Da, iară vine, îi dă vreo un sfert de oră foarte puternic, iar rărește. Unde a intrat apa? Pe câmpuri, la oameni, pe pământ, în curți, în grădini. Pe terenul agricol? Da, pe terenul agricol. Sunt inundate și culturile. Păi privești dumneavoastră, ce să mai alegi? Mâine, dacă nu s-a retras, planta se uscă. Că apa ce face? Uscă planta, dacă e prea multă. Priviți, uitați-vă, asfixează. Le asfixează, le uscă. Cu ploaia nu te poți spune. N-ai ce să-i faci. Ce să ieși, cartofi și... Cartofi, porumb. E și fasole, dovleac, uitați și dovleac în partea aia, da? Acolo poți să pui imaginea aia să-i transmiți la prefectură. Apa asta nu are influență, n-a fost apă. Nu ați să vadă cum se stoarce de pe loc apa și cum vine din tău, în partea aia este râu și intră pe aici. Deci apa asta de unde vine? Din râu, din partea cealaltă, râul tău. Trece peste cultură, că acum este fâneță, dar dincolo un porumb de tupele alea nu se vede. Și trece și vine reprezentantul anul trecut, mi-a venit unul de la prefectură cu evaluarea pagubelor și spune că eu nu l-am semănat, că nu a răsărit. Cum să răsară când îl spală? La apa care vine, priviți dumneavoastră, filmați, uitați acolo, să vadă cum îl culcă, îl duce, el ce-ar fi vrut să mai vadă? Ce să mai vadă? Păi dacă nu mai este și l-au curățat, de unde vrei? Debitul e foarte mare, văd că... Pentru ăia nu au debit, că ei vin după două săptămâni și vor să evalueze. Ce să evalueze? Să mă evalueze pe mine? Nu mai vadă nimic. Reprezentanți de prefectură. Prefectura Reșița. Salutețile Caraș. Deci apa vine, de fapt, din râu peste culturi. Peste culturi. Nu mai are... A trecut Alghea... Ce se peste culturi? Curge ca pe râu.
Deci nu a venit apa până la poartă. Păi, tu, cum ți-ai zis că l-ai văzut atunci când mi-ai sunat? Dar mai crește, crește! Păi, noi când am plecat, am plecat acolo, la ușă. Era pe aici, când am plecat. Roțile de la tractor, că nivelul, nu eu, n-am cizme pentru alea. Era cu... Nu e acasă. Ba, e acasă. Ei, cred că sapă în partea aia. Să dea drumul. Da, apa vine cu putere. Apa crește? Da. Tot mai mare a crescut. La ăsta, la ei e mai rău, am crezut. Am văzut că s-a inundat deja acolo. Păi eu luat tot, s-au băgat, eu luat roșiile din solar, eu luat tot. Mergeți la fața locului să vedeți. Unde? Uți vaca. În jale. Deci așa mare a venit apa? A venit mare de tot, foarte mare a venit. În jale. Dar asta nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Normal că nu e prima dată. Păi știi ce nu se iau măsuri? Nu știu. Puțin te ridic. A fost cu pastorul 14 ani. Bază de alcool. De alcool? Da. Păi iasă, mă, mă. Da, ea nu-i cu nimic de vinovat. Ce chimote mi-a dorit, mă. Trai de mine. Și aici e aia de volane sau cu ce vrei, să știi. De multe specii. Și nu. Vai de mine, bietul om. Păi tot e inundat asta. Nu le ieși peste tot. Da, dar are rupturi de toate. Nu, tu ai grijă aici? Da, dar n-am cheia la... Trebuie să-ți ieși pe laudă, dacă nu l-am neșește. Păi, ai terminit totul distrus. Zic, dacă nu se retrage, moare tot. Fără roșii bani, cu la... Păcuca. Dar nu știu de unde să opresc curent. De când a început să inunde? Păi, da, azi dimineață. E păcat de munca asta, de legumele astea, de tot ce ai pus aici așa. O grămadă de bani cheltuiți, o grămadă de bani. E nenorocire. Muncă degeaba. Muncă degeaba. N-are rost, săranul. Suntem vai și amar.